discutăm despre pericolul de a ne crește copiii prin prisma invidiilor. Vorbim specific acum de mame, de fapt o să vorbești tu mai mult. ce anume, să uită mamele la alte mame și văd că fac anumite lucruri cu copiii lor și atunci se pornește un concurs între mame. Da? eu sunt invidioasă că mama au făcut ceva, încerc și eu să fac, sau să fac alte lucruri și tot așa. Vrem să discutăm despre lucrul ăsta, bun? De ce e greșit lucrul ăsta? Dar da, s-ar putea să fie puțin cam neplăcut ceea ce urmează să auziți, însă, întotdeauna ne prinde bine fiecăruia dintre noi o evaluare, o introspecție, să ne cercetăm pe fiecare dintre noi și să vedem dacă ne facem sau nu vinovate de păcatul acesta. Așadar, păcatul invidiei, Manifestat sau proiectat în copiii noștri este uh, foarte des întâlnit în zilele noastre, și pentru că uh, în mediul creștin uh, platforma unde ne întâlnim sau locul în care ne întâlnim sunt bisericile, acolo este cel mai ușor, cel mai propice să se uh, arate da, păcatul acesta, să se dezvolte, să se manifeste. Uh, el, păcatul acesta al invidiei, poate ținti mai multe aspecte din viața noastră și se poate manifesta sub diferite forme. Poate ținti aspectul fizic al cuiva, deci să manifesti invidie pe aspectul fizic al altei mame, pe bunurile pe care le are, pe bunurile pe care le are vis-a-vis -vis de copiilor, pe activitățile pe care le întreprinde cu copiii, pe felul în care își crește copiii, pe... Stilul de viață pe care îl adoptă, casa, mașina și tot felul de lucruri. Însă, este clar că invidia, dacă mă întreb pe mine, este pionul principal uh, al păcatelor din viața unei mame. Uh -huh. Deci sunt multe, multe păcate, dar uh -huh. cred că cele mai încercate uh, aspecte sau domenii din viața unei mame sunt prin invidie. Uh -huh. uh, și mai ales când apar copiii în viața de familie, atunci uh, cumva ai impresia că, cealaltă familie care ți este alături sau pe care o vezi, este în competiție cu tine. Lucru care este o minciună și o înșelare din partea lui satan. Acum, întrebarea se pune. Este greșit să îmi îmbrac copiii într-un anumit fel? Este greșit să am o anumită casă, o mașină? Este greșit să îmi dau copiii la anumite sporturi, să fac anumite activități cu ei? Să, nu știu, să fiu o mamă super activă și să fiu nu știu, implicată? Așa full-time, 100% pentru copiii mei, ei bine, niciunul din lucrurile acestea nu este greșit până în momentul în care tu, ca părinte, vrei să ieși în centrul atenției prin lucrurile pe care le faci față de copiii tăi. De fapt, nu este vorba despre copiii tăi, ci este vorba despre tine. Când tot ceea ce faci tu, vrei să arate înspre tine, înspre ceea ce faci tu, înspre realizările tale și cumva ți slava singur. Da, e și răsplata și slava. De fapt, nu e dragoste pentru copii, este da. dragoste pentru tine de aceea este bine să ne cercetăm fiecare dintre noi, să vedem dacă ne facem vinovate de modul acesta exhibiționist de a ne crește copiii și de a ne vedea pe noi, de a ne pune pe noi în centrul atenției, prin activitățile și tot ceea ce facem cu copiii. Nu numai activități, modul în care îi îmbrăcăm, stilul în care îi creștem, vegani, bio și orice altceva. Nu că ele însele ar fi rele, ci modul în care le privim noi și modul în care um, exercităm toate aceste lucruri este greșit. De, de ce este greșit ca copiii să fie proiecția dorințelor noastre? Așadar, haide să răspund în câteva puncte la întrebarea ta de ce este greșit ca noștri să fie proiecția invidiilor noastre, a dorințelor noastre nesănătoase, păcătoase. În primul rând, copiii nu ne-au fost dați de Dumnezeu ca un piedestal pe care noi să ne urcăm și de acolo să ne facem mai văzute. Dacă faci din piedestalul ăsta un lucru păcătos, și vrei să te urci pe el, cu câte urci mai sus, cu atât îți va fi mai uh, mai grea și mai gravă. Mm. În al doilea rând, uh, copiii noștri nu ne-au fost dați ca noi să împlinim în ei ceea ce părinții noștri n-au împlinit în noi și astfel trecem într-o altă extremă. Începem să devenim extravaganți, începem să devenim uh, isterici în, uh, în felul nostru de a-i îmbrăca, de a ne purta cu ei, de a-i nu știu, de a pune să socializeze, de a scoate la tot felul de activități. Iarăși, repet, nu că ele ar fi greșite, ci pentru că pornesc de la o premiză falsă. Da, și la motivație greșite. Exact. În al treilea rând, tu perpetuezi prin copiii tăi în generațiile următoare modul acesta păcătos de a privi lumea și de a privi copiii. Tu crezi acum că fiind mici copiii tăi nu înțeleg ceea ce faci tu, dar pe mai târziu păcatul acesta este foarte perfid și va transmite în ei anumite gene, dacă aș putea spune. Spirituale. Uh, da, gene spirituale uh, pe care el, ei le vor da mai departe copiilor lor și așa. astfel se transmite generațional acest păcat. În loc să rupem cercul acesta vicios prin, cu ajutorul Domnului prin Duhul Sfânt, să-l rupem, să punem capăt, să trăim într-un mod evlavios, noi îl ducem mai departe crezând că ei nu-și dau seama și în același timp noi ne și împlinim pe noi, ei nu-și dau seama, merge mai departe viața, continuă. Ideea de copiere generațională nu e de blesem generațional, ci de faptul că copiii crescând într-un mediu al invidiei, e imposibil să ascunzi păcatul. Dar chiar dacă ei nu-și dau seama, ei vor copia tipul ăla de reacții, exact. de comportament, concurența, concursul, competiția, exact. complexul de inferioritate când e mai slab, complexul de superioritate când e mai tare. Exact, da. Și mai apoi, dorința aceasta de a... De a și public cu toate lucrurile tale, o dorință exagerată de a-ți de a expune realizările tale, de a spune altora constant ceea ce faci tu, cumva eu cred că arată și spre niște neîmpliniri, spre niște frustrări pe care le-ai acumulat, nu știu de unde, și care n-au fost aduse la picioarele lui Hristos. Mm -hmm. Niște lucruri, niște neîmpliniri pe care nu le-ai nu le-ai descărcat la Domnul Isus. Da, și e Nu te-ai pocăit. Da. Și atunci cumva vrei să le năduși prin reacțiile astea exagerate de a te... Cumva vrei să le crezi că le vei împlini în copiii tăi, însă este o fugă din aia, știi, era o, o, o poză cu un iepure care are legat, știi, un morcov în fața lui, dar de fapt e legat de el și tot alergă după el, niciodată nu îl prinde. Cam așa e chestia asta. Fugi degeaba că nu te împlinește niciodată. Da, o întrebare care se naște imediat din ceea ce ai spus este următoarea trebuie eu, dacă îmi permis să fac anumite lucruri pentru copiii mei, cum ar fi? Să-l dau la pian, să-l dau la vioară, să-l dau la not, să fac homeschooling cu el, să-l învăț limba rusă sau engleză, să citească mai mult decât ceilalți copii, să-l îmbrac mai elegant, etc. În lucruri. Dacă eu îmi permis să fac lucrurile astea, sunt eu vinovat, ar trebui să-mi las eu copilul în mediocritate pentru că îmi permit anumite activități sau să fac anumite investiții în el doar pentru că ceilalți nu-și permit? Uh, nu, nu, absolut deloc. Deci nu, tu nu ar trebui, nu ar trebui să te simți vinovat pentru că îți permiți să faci lucrurile acelea. Ceea ce vorbesc eu, eu mă duc la rădăcină. Uh -huh. La felul în care abordezi problema asta, de pe ce platformă te lansezi. Uh -huh. Dacă platforma este ca să arăți celorlalți uh -huh. ce realizări ai tu, prin copiii tăi, deși poate părinții tăi nu ți-au oferit, sau uh, vii din, uh, vi dintr-un mediu destul de destabilizat sau dintr-un mediu în care nu ți-ai permis să, să... Părinții nu ți-au permis să te ducă într-o parte și în alta și cumva lasă că arăt eu copiilor mei cum s-ar fi făcut treburile. De asta zic, vorbesc despre rădăcină. Dacă rădăcina nu este bună, atunci, da, ar trebui să te simți vinovată că faci lucrurile acestea fără să vezi cine e în spatele acestor lucruri. Fără să cultivi mulțumire față de Dumnezeu. Fără să cultivi în copiii tăi dorința sfântă de a-l căuta pe Dumnezeu și de a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile pe care le au. Mm -hmm. Și dacă în spatele uh, acțiunilor tale este dorința falsă de a te arăta lumii, de a te lăuda, atunci da, ar trebui să te simți vinovată. Mm -hmm. Ar trebui să te simți vinovată dacă nu arăți sensibilitate față de mamele care nu își permit să facă cu copii uh, lucruri pe care tu le faci. Lucruri care sunt bune. Eu cred că Trebuie duși copiii la vioară, la pian, la sporturi, la unde poți. Da, este dar un trebuie, trebuie cu note de subsol, da, multe. Exact, dar trebuie să fie toate lucrurile, să toate activitățile astea trebuie lansate de pe o platformă a mulțumirii și a, mm -hmm. a supunerii față de Hristos, în toate lucrurile. Uite, hai să-ți prezint din perspectiva celelalte mame, care nu-și permite toate lucrurile astea, da? Și ea este martor într-o biserică la să ți un fel de concurență. constante da. și la o concurență Slavă Domnului, uite, pot să fac aia, să fac aia și într-un fel poate înjosesc sau poate coboară sau poate deznădăjduiesc anumite mame care se chinuie și ele să facă ce pot, dar nu se ridică nici la 20% din ce fac uh, mamele respective. Cum reacționezi ca mamă care nu-ți permiți toate lucrurile respective și cum ai putea totuși beneficia din toate discuțiile respective, și din ce auzi, și din ce vezi. Deși cred că prima reacție a mamelor poate fi uh, o stânjeneală, așa o un fel de. nu, urmată de o nemulțumire, poate, față de Dumnezeu, că de ce mie nu. Gânduri de mamă, inimă de mamă sensibilă, care își pune tot felul de întrebări. Care are ispitele. Da, da ispitită. Potrivite. Deci o mamă ispitită de tot felul de gânduri. Ei bine, eu cred că uh, trebuie abordat subiectul ăsta în liniște. Tu acasă cu tine și cu Dumnezeu, mm -hmm. și cumva să începi să-l privești din perspectiva lui Dumnezeu. Ce vreau să spun aici? Trebuie să înțelegi că ceea ce face Dumnezeu întotdeauna este bun și perfect. Așa cum spuneai tu în predica de azi îniața, imaginea mi se părut superbă, cu Goblenul. Știi, tu vezi, dacă te uiți la, la spatele Goblenului, vezi numai ațe și chestii și bătă dar de ce bagă acolo aici, n are niciun sens. Și când întorci Goblenul, este o imagine superbă. Mi s-a părut genială chestia asta. Mulțumesc. <laughs> chiar, chiar a fost o imagine superbă a ceea ce uh, Dumnezeu face în viețile noastre. Mm -hmm. Ei bine, trebuie să înțelegi că goblenul ăsta exact încă nu este întors. Trebuie să crezi din toată inima că uh, Dumnezeu te-a pus în situația respectivă, cu resursele materiale respective, cu copiii pe care îi ai, mm -hmm. te-a pus dintr-un anumit motiv. Trebuie mm -hmm. să-l crezi pe Cuvânt. Între neajunsurile tale, sau și, și mamele care, care își permit, și tu și copiii tăi, și Dumnezeu trebuie să-l crezi pe Dumnezeu. Uh -huh. Trebuie să iei pe el pe cuvânt că are un plan așa cum ești tu, în situația uh -huh. în care te afli. Mai apoi, ca una care nu cunoști viitorul tău, al copiilor tăi, nici al celorlalte mame și a copiilor lor, tu trebuie să înțelegi că Dumnezeu are un plan atât cu copiii tăi, cât și cu copiii celorlalți. Tu nu cunoști care este planul acela, așadar, încrede în el că ceea ce face face bine. Uh -huh. Nu va fi copilul tău un ratat sau nu știu, un coada societății, pentru că nu a luat, domne, lecții de pian așa cum a luat uh, copilul vecinului. Da, da. Uh, trebe, uh, în același timp, trebuie să investești în copiii tăi așa cum poți. Câte resurse ai, uh, epuizează-le și profită de ele la maxim. Uh -huh. Stoarce din tot ce ai tu și oferă copiilor tăi cât ține de tine, ai făcut tot ce ai putut cu ce ai avut. Da, și eu aș mai spune o chestie. Trebuie să fii destul de relaxat să asculti e, discuțiile respective și să iei ideile bune. Adică, de ce e, și dintr-o critică nedreaptă poți să iei... E, să stragi uh, pentru tine lucruri da, bune. un lucru preventiv. Uite, n-am făcut lucrul ăla de care sunt criticat. eu o prostie, e o minciună. Nu știu, eu o, exact. o bajocără poate. eu, Dar poate ar fi posibil să fac lucrul ăla. Îl dau ca o avertizare. Adică Poți să iei din cele mai rele lucruri câte ceva, poți Cu să iei idei. Și am auzit multe idei de la persoane care făceau, cum discutăm, concurs, competiții, am auzit idei foarte bune. Cu de ce să nu le iau pentru mine? Da. Mai apoi, dacă ești într-un cerc, vorbind strict de biserică, pentru că am spus de la început despre ce platformă vorbim, dacă ești într-un cerc de mame, în mijlocul cărora se conturează astfel de discuții și simți că nu poți să iei parte la ele, sustrage-te de acolo încet, finuț, frumos și nu te ispiti degeaba. Mm. Roagă-l pe Dumnezeu să nu știu, să nu lase nemulțumire peste inima ta. Roagă-l să să dea păcare, să fim împăcată, să fii mulțumitoare. Mai apoi, un lucru foarte important. Nu lăsa nemulțumirea ta să-ți otrăvească copiii. Poate că ei nici măcar nu-și dau seama. Cultivă în copiii tăi un sentiment de mulțumire. Ei, copiii, Funcționează foarte mult prin imitare. Dacă ei vor vedea la tine mulțumire în viața ta, și mai apoi când vor auzi sfaturile tale despre a avea o inimă mulțumitoare, atunci vei cultiva în ei adevăratele valori. Spune-le că Dumnezeu este acela care nu este părtinitor. Învață-i că Dumnezeu este drept în tot ceea ce face. Învață-i mulțumirea cu lucrurile cele mai frumoase și mai apoi poți totuși să. Le dai un exemplu practic pe care, de, de care vă rog să nu abuzați, dar totuși este bine să le, arăta, să le arătați că sunt alți copii care au o situație mai rea decât a lor. Întotdeauna vor exista. Și este bine să le arătați și... Da o să spun ceva. Da. Am voi o cu canică? Da. Nu bine. Nu, nu, nu. Cu plăcere. Și este bine să le arătați că nu sunt ei neapărat cei mai oropsiți din viața aceasta. Bine, un gând care mi s-a părut foarte important din ce ai spus și la sublinia, da. că e important. Cred că copiii trebuie educați în ce privește providența lui Dumnezeu. Și anume că providența lui Dumnezeu rânduiește pentru fiecare om lucrurile într-un mod particular, diferit. Pentru că dacă nu, îi pregătești pe copiii pentru dezamăgire. pe de ce da lui, mie nu mi-o da, dar de ce el a crescut acolo? Nu. Oamenii, toți oamenii de pe, pământul, de pe Pământul acesta sunt diferiți. Toți sunt diferiți. Noi toți suntem unici în felul nostru. Acest gând trebuie introdus în familie și în ce privește pe copii. Fiecare copil este diferit de celălalt. Dar de fratele meu de ce are nevoie? El este special. Și tu ești special, sunteți diferiți. Nu trebuie să fiți copii fidele unul al Altfel, îți o trevești copiii de mici și ei vor crește frustrați că nu este ca frate sau că nu este și nu. Da, și în același timp să nu lași loc favoritismului. Da. Deci să ceri înțelepciunea de a trata copiii ca persoane individuale și nu ca oi la grup, ca, nu știu, cârd, ci să nu lași și în același timp să nu lași să fie influențat în favoritism. Hai să încheiem cu niște sfaturi pentru mamele care vor să pocăiască și care își dau seama că au greșit în privința. Aceasta, nu știu, poate au inflamat în invidiile astea, s-au implicat în concursurile și da. competițiile astea. Uh -huh. ce ai spune? Uh, în primul rând, cred că fiecare dintre noi, mamele, trebuie să ne întoarcem la scriptură și să ne reînnoim mintea cu motivul pentru care Dumnezeu ne-a dat copiii. Este foarte important să privim din punct de vedere scripturistic motivul pentru care Dumnezeu ne-a încredințat în mâinile noastre niște copii. Ce carte ai recomandat pe subiectul ăsta? <laughs> da. Uh, vrei neapărat să zic aici? Da? Da. Citesc acum o carte în engleză a lui Doug Wilson pe subiectul acesta Why Children Matter. Foarte bună. Dacă, dacă aveți șansa să vi-o cumpărați, să vi-o procurați, vi-o recomand cu mare drag. Mai apoi, cereți înaintea lui Dumnezeu iertare pentru toate inimile pe care le-ai rănit, voluntar sau involuntar, voit, nevoit, cereți iertare și spune-i să repare el acolo unde tu nu mai poți repara și nici nu știi poate unde ai stricat. Cereți iertare și bucărește te smerește-te cu adevărat înaintea lui Dumnezeu. Foarte important este ca să-l recunoști pe Dumnezeu în inima ta ca fiind sursa tuturor bunurilor pe care le ai și a puterii pe care o ai să faci ce poți face cu copiii tăi ar putea într-o fracțiune de secunde să, să lase viața ta să devină uh, fără putere, să fi bolnavă, să nu știu, să îngăduie lucruri, tot felul de lucruri în viața ta care te-ar împiedica să mai faci ce faci acum cu copiii tăi. Mm -hmm. Așadar, este foarte important să-l recunoști în inima ta uh, ca fiind dătătorul tuturor lucrurilor tale și în momentul în care uh, îți dai seama că nu ești tu cea care faci lucrurile acelea cu forțele tale proprii și cu puterile tale, atunci cred că faci loc mulțumirii, care este important, este un pas important în, în a întreprinde anumite activități, mulțumirea. Și mai apoi, nu în ultimul rând, roagă-l să te facă un om smerit, un om echilibrat în toate acțiunile pe care le faci, ca mamă, și să-ți dea o inimă deschisă, Deschisă și cu drag să poți ajuta și alte mame care nu-și permit să facă cu copiii lor ceea ce faci tu. Poate că sunt lucruri din activitățile, ta, din activitățile pe care le întreprinzi cu copiii tăi pe care le poți tăia și astfel poți ajuta alte mame sau poate nu trebuie să tai nimic și poți ajuta alte mame uh, care știi că își doresc să facă anumite, anumite activități cu copiii sau să își îmbrace copiii într-un fel sau nu știu. Da. Domnul să, să facă anumite investiții și să... de orice fel. Da, da. de orice fel. Uh, ragul pe Domnul să-ți dea inima asta. Este foarte important să ne ajutăm unii pe alții. Uh -huh. Nu trebuie să fim doar bălțile acestea, lacurile acestea de acumulare în care se revarsă doar în noi. Dar noi trebuie să fim niște izvoare, de orice natură, în orice domeniu, în oriunde putem. Că e domeniu financiar, că e domeniu spiritual, că e domeniu... orice domeniu. Trebuie să fim niște izvoare. Și așa, și în sensul acesta, Domnul să-ți dea o inimă deschisă, să poți să detectezi, să-ți dea ochi, să-ți dea, nu știu, simțul ăsta fiind de a detecta mamele care au nevoie de ajutorul tău. Mulțumesc și tuturor ascultătorilor noștri vă spunem să luați clipul acesta, vă sfătuim și să-l puneți pe toate grupurile cu mămici. Sperăm să fie de folos multora.